dimineața te iubesc. Bună dimineața, bună dimineața, dragii mei. Cald, frumos, soare, elegantă dimineață, zile caniculare. Decât 19 grade în această dimineață, unde până la 29 de grade maxima urcăm, batem chiar la 30. Mâine vom avea o maximă undeva pe la 31-32 de grade, cu un vârf așa pe sâmbătă de 34 de grade, după care se mai răcorește un picuș, și că pe weekend, așa, adică pe weekend, pe final de weekend, pe duminică se mai răcorea până pe la vreo 25 și un luni ne așteaptă cu 19 grade. Eu știu, o fi drept, n-o fi drept, și chiar și ceva ploi, pe duminică și luni. Până atunci însă caniculă, soare, aveți de grijă. Aveți de grijă, canicula poate și ea să creeze probleme celor în vârstă, copiilor, celor cu probleme de sănătate. Așa că foarte mare grijă. De dimineață și mai pe seară, pe răcoare, încercați să vă rezolvați problemele, oricare ar fi ele. Chiar nu merită. Bucurați-vă de soare în adevăratul sens al cuvântului și nu altfel. Spuneam o maximă de 29 de grade spre 30 astăzi, o minimă undeva în jur de 18-19 grade. Se mai răcorește pe seară. Sunt câteva trucuri, le-am văzut de dimineață, cum să-ți fie răcoare fără aer condiționat, căci aerul condiționat creează probleme. Aia e pe naibă. Bună dimineața! Bună dimineața. Dimineața. Ce faci, Mihai? Sper că nu era pentru mine declarația de început. Cu aerul condiționat? Nu, aia cu bună dimineața, te iubesc. era în general pentru toți cei care ne privesc. Pentru toți cei care sunt acolo. Adică, dar cum? Dar e declarație firească, e normal. Părul mi s-a făcut, mi s-a zbălit părul. Eu când am auzit declarația, zic, cu ce îmi spui tu mie bună dimineața, te iubesc? Nu, adică... Dar de ce să... Și imediat m-am gândit, oare de ce să mă iubești tu pe mine? Pentru simplu fapt că existi. Suceava te iubește, doar că existi, Mihai, adică nu e... Măi, asta nu e motiv neapărat obligatoriu. Mă gândeam că poate te-ai gândit-o că ți-am dat un premier corespunzător. Da. Poate deci avem un premier. Uite, asta ar fi fost un motiv. Nu m-am gândit, dar am să-ți dedic o piesă, dacă așa, ca să fie, că nu? Așa am mai luat-o la Caterinca, că ce să facem noi săptămâna asta. Uite că am făcut. Nu, dar am făcut. Domnule, clar. Azi ce-i? Am înscris. Azi e miercuri? Mâine avem guvern. Dar n-am avut nicio îndoială. N-am avut nicio îndoială. Parcă un pic ai sperat. Că avem guvern? Parcă un pic ai sperat că nu, poate nu. Vine Hora, nu, poate dar vine... Haide să... Știi că am discutat aici, am povestit și îți spuneam că singura variantă, adică ar fi fost cineva, ar fi făcut o mare greșeală dacă s-ar fi gândit la guvernare acum. O guvernare în 5 nu merge. Nu merge un business în 2. Sau merge cu mare greutate. O guvernare în 5 n-are niciun fel de șanse de reușită. Era normal să meargă mai departe. Plec în continuare. Eu în continuare cred că băieților le-ar fi convenit o chestie de genul astăzi, o chestie de genul o altă coaliție, să formeze un alt pol de guvernare, să spună, un alt pol de putere și să fie o altă guvernare cu un alt guvern și să stea în opoziție și să mimeze acolo să plângă plânsul în pun, plânsul în hohote. Cred că le-ar fi convenit, probabil că o să meargă mai departe, nu știu de ce am senzația. Sau poate nu, la când mă uit la domnul Tudose, așa îl cheamă, Tudose, nu? Când mă uit la domnul Tudose, am senzația că omul ăsta e pregătit, foarte pregătit. Vine, adică nu am senzația, am certitudinea, pentru că el, la evaluarea făcută de Vâlcov, a luat zero. Zero, cred că. Adică n-a făcut mai nimic. Dar a fost binecuvântat cu această chestie, a fost binecuvântat noi românii. Sper să binecuvântarea doar să nu țină mult. E probabil că, cred eu, că nu o să țină mai mult de încolo, mai spre iarnă. Nu știu de ce am așa o senzație, dar poate răutăcios cum sunt de dimineață și cu Caterinca în mine, ce știu eu. Am dreptate sau n-am dreptate? Nu știu dacă ai dreptate. Nu știe nimeni. Noi speculăm, sigur. Dar certi că avem guvern. Îl avem pe Mihai Tudose. Eu, încă o dată, sunt foarte, foarte pozitiv și știi foarte bine. Tu le dai tuturor celor care vin o șansă. Nu chiar tuturor, dar mă rog. Da, tuturor, le dai în general o șansă. Eu m-am săturat tot să văd cum economia acestei țări duduie atât de tare încât noi ne permitem aroganța de a nu lua niciun ban de la Uniunea Europeană. Deci, pe bune, eu nu înțeleg statul român, eu nu înțeleg pe guvernant, absolut deloc. Nu mă interesează cum îl se cheamă premierul, nu mă interesează cum se cheamă ministrul afacerilor externe, afacerilor interne, nu mă interesează cum și-o trag ei pe acolo, pe la joale, cu DNA-ul lor, cu seriul lor, cum s-or mai fi chemând. Dom'le, dar
de ce plătim noi la Uniunea Europeană ca să le meargă celorlalți bine și nouă să ne meargă bine? Eu aici n-am priceput absolut nimic. Nu așa se pune problema. Nu, dar de ce plătim noi? De ce nu luăm noi la Uniunea Europeană? No, păi noi nu plătim, e ca o consecință că suntem membri acolo. Că nu luăm, am înțeles, dar tu înțelegi că neluatul ăsta înseamnă că noi le dăm bani oamenilor ălora ca lor să le meargă bine și ei să vină la noi să ne dea lecții de curățenie, administrație, alea, CEDO și tot. Păi acum știi, e pe principiu. Păi Mihai, cam aceeași chestie cu ăla care îl duceau la moarte, știi, că era atât de puturos că nu făcea nimic, știi? Și îl duceau la moarte și îl făcea, băi, tată, băi. Zice, ceva de mâncare. A venit o femeie, se dea ceva de mâncare. Niște posmagi, că așa era, așa e în poveste. Și întreabă, zice, muieță-s posmagi? Nu. Mână înainte. Deci n-avea. Cam așa suntem noi în situația asta. Gafa, nu e a lor când ne cer. E firea să ne ceară. E firea să ne ceară. Ne-am dorit să facem parte de o comunitate. Suntem parte, într-o oarecare măsură, ar trebui să respectăm măcar parte din regulile sau, mă rog, din ceea, cum funcționează acea comunitate. Vorbim de Uniunea Europeană, da? La modul ăsta. Păi, dar noi nu facem nimic. Păi ce-ți vinovați aia că noi aici suntem mai catolici decât Papa? Ți-aduce aminte de declarația doamne, cum o cheamă? Cum o cheamă pe aia, iubita generalului american? Cum o cheamă? Corina Crețu. Crețu, aia-i. Corina Crețu. Ce știu. Deci, ce știu fetele din regii, tu vezi? Corina Crețu, știi ce spunea? Gafa cu achiesarea fondurilor europene și cu foarte multe reguli puse aiurea. De noi? E la noi, e pusă de noi și nu de ei. Deci nu ei sunt greșeala, și noi suntem. De ce nu punem stop odată? Bă, hai să facem ce trebuie. La noi, știi, se spune, noi trăim pe principiu, știi, ceva capra. Și capra vecinului se pune și în zona furatului, știi? E ceva de genul, bă, cine are drept la furat? X, Y și Z. Bă, dar și ceilalți ceva să ia? Alo! La ceilalți instituim reguli. Deci la ceilalți punem stabilă. Nu cred că... Cam ceva... Cred că e vorba de prostie aici, ți-o spun cinstit. Cred că e vorba de prostie, nu e neapărat. Suntem, hai să mai inventăm niște locuri de muncă și atunci, ca să existe un loc de muncă, la trebuie să facă ceva. Și atunci facem agenția alora care verifică autoritatea, care contractează, care subcontractează. Bă, să te gândești, bă, și după aia mai facem o autoritate deasupra agenției. Așa, care ea pleacă în concediu, care mai amânăm o lună de zile că doamna aia care semnează e plecată în concediu și nu există o dispoziție în cadrul agenției că ar putea plăti o altă, ar putea semna o altă doamnă. Bă, deci nu, niște lucruri de alea, știi cum, te doare sufletul. Ți-aduce aminte, vorbea președintele Flutur de proiectul ăsta cu Iașu, știi? Și de povestea aia cu stâlpul din mijlocul apei. Bă, numai la noi se putea așa ceva. Vorbim de România, nu vorbesc de Suceava. Da. În România numai la noi se putea așa ceva. Să spui, bă, știi, îți cer ca stâlpul, locul unde stă acel stâlp, de la un pod rutier și așa mai departe, să fie al tău. Și ăla e în apă. Păi ești nebun? Da. Bă, ăla e în apă. Da. Adică, bă, e în apă. Podul e al meu, stâlpul e al meu. Terenul de sub stâlp e al meu. E tot al meu pentru că e al statului, până la urmă, că acel drum, acea modernizare, e în zona publică. E al statului, oricare ar fi forma. Ți-am povestit o treabă interesantă. Mai ții minte scandalul de la Crucea cu băieții, cu protestul, cu nu știu ce? S-au dat 10 milioane de euro. Deci suma nu are relevanță în discuția asta. Vorbeam cu doamna prefect, cu doamna Mirela Domnică, la un moment dat și zice... zic, nu știu ce mi-a venit mie, la vreo două zile după mine. Dom'le, s-a rezolvat la Cruce, la care e așa puțin, da. Zic, doamna prefect, zice, ce s-a întâmplat? Mă, zic, dacă nu neapărat facem scandal în presă deocamdată, pentru că ne facem de râs. Ziceți, doamna prefect, acum pot să zic că a trecut un moment. Ce, domnule, au venit bani în cont, după care n-au durat 10 minute și l-au pus pe oprire pe cont. Cum se spune pe oprire pe cont? Și-au dus aminte băieții la Agenția Mediului că ei de la Crucea trebuie să-l plătească o taxă, nu știu ce, o autorizație de nu știu ce, o poveste de nu știu ce, o licență de mediu, o prostie de asta. Eu s-ar putea să nu folosesc termenii corecți. Dom'le, tu înțelegi colom de la capăt cu hoara? Da, da. Și zic, bă, da, cretinii aia, îmi cer scuze de la telespectatori, cretinii aia care au dat banii aia, 10 milioane de euro, dacă să-i scoată pe oamenii ăștia din rahat să înceapă să nu mai protesteze. Nu le-au spus cretinilor ălorați, că, bă, proștilor, nu blocați, mă, că, adică, exact ca cum tu, la tine în casă, vezi că fata are necazuri, o vezi pe doamna ta că îi dă niște bani, care te duci și spui, stai că fiică mea are o datorie la mine. Bă, ești sănătos? Da, adică, no, băi, oameni buni, chiar așa, da. Da, chiar mai rău. Chiar mai rău, Mihai. Închidem, blocăm, chiar mai rău. E... ăștia suntem noi. Uite un picuț, acum mi-a picat așa un... S-a auzit un pic de gălăgie, știi, când a picat. Mi-a picat așa o chestie legată de legislativ și de cum
Cum funcționează? Că discuția noastră a început, știi, cu cei din Europa care sunt răi, știi? Și care nu sunt răi. Ei sunt doar realiști, încearcă într-un fel. Pe principiu, știi, vor să te ajute, vor să-ți dea o mâncare, știi? Vor să-ți facă ceva, să-ți întind o mână. Nu prea vor să te ajute, dar măcar nu ți-ar pune piedici foarte mari. Hai să spun o chestie. De ce nu ei îți pun piedicile? Cum îți explici că, pe exemplu, că în Polonia ei au reușit să achieseze fonduri europene 130%. De 100 și ceva la sută? Cum? Simplu. La ei, ca să depui un proiect, îți trebuie două dosarele. Cine a făcut regulile? Ei au făcut regulile. Dar ei nu se joacă. Mihai. Băi, se duc. Deci ne-am întors. Că Polonia e un fel de Germania pentru țările din Est. Eu sunt de acord. Dar tu nu se joacă cu glume de-astea. Regulile astea au fost instituite de către... La noi am fost la fanar tot timpul cu mâna întinsă. Corect. Dorel. Noi turci, suntem, fanar. Ăștia suntem noi. Noi am cumpărat. Asta am făcut tot timpul. N-am fost niciodată singurii care au rămas în istoria românilor ca fiind mari voievozi și că... cum se cheamă, globetrotterii creștinătății, au fost oameni care, din când în când, n-au avut bani să plătească tributul la turci. Și se mai băteau așa din când. Și se mai băteau pentru ca să rămână acolo, dar după care îl plăteau. Deci nu rețin istoria că, au pierdut o bătălie, i-am bătut pe turci. Și pentru ce dăm bani? Trebuie să le dăm, totuși. Că să fie bine acolo, să păstrăm o relație. Bă, dacă i-am bătut, de ce le dăm bani? Na, ăștia sunt în Dorel. Hai că să nu... Nu, dar, nu ne necăm cu apă rece și spuneam. De vai să... E adevărat ce spui, ăștia sunt... De-aia spuneam că regulile de acolo, noi nu le respectăm. Toți dai seama că noi l-am făcut pe Ștefan cel Mare, l-am făcut sfânt. Da. Dacă spui pentru ce motive și care... Pentru că a salvat creștinătatea. Băi, lasă-mă durerea mea. Deci, eu nu știu dacă este vreo poruncă din cele 10 pe care s-o fi respectat. A făcut un cumul de porunci, mie, ca noi. Da. Uite un picuț la istoric. În Parlamentul Britanic, da? Eu în Parlament acolo sunt Lords, Sir, nu știu care. Da? Fac... Cu astea ce... Încă mai au legi în Marea Britanie, care sunt de la 1400-1300 și care sunt actuale. Te gândești, bă, omul ăla când a făcut o lege, a făcut-o gândindu-o, adică folosind bostănelul în sensul ăsta, da? Și l-a făcut-o ca să ia în timp să producă efecte. Nu s-a gândit nici ăla că o să ajungă la anul 2000 și ceva, da? Când legile alea funcționează, dar le-a făcut gândindu-se ele. La noi ceva de genul, am senzația că în Parlament e ceva de genul, unul face legi pentru meri, altul pentru peri. Unul ca să nu vândă merile și altul ca să nu vândă perile. Deci e ceva de genul, n-au niciun fel de viziune pentru viitor. Absolut niciuna. Dar absolut niciuna. Nimic nu se leagă. Nimic nu se leagă. Fac o lege, nu fac norme de aplicare. Fac normele proaste, n-au nimic cu legea. Adică e ceva, e un talmeș-balmeș din ăsta care n-are niciun fel de relevanță. Și noi doar mergem mai departe, schimbăm premieri, mai facem 2-3 promisiuni, mai pensii, salarii, mai nimic, infrastructură și am terminat-o și am închis-o. La un moment dat, sacul se va rupe, pentru că n-are cum să nu se rupă. N-are cum să nu se rupă. Dacă acest guvern, dacă domnul Dragnea va avea posibilitatea să gândească și la altceva decât la procesul domniei sale și la necazurile pe care le are personale, va pricepe că doar așa poate rămâne la guvernare, și crede-mă că știu ce spun, doar așa poate rămâne la guvernare și doar așa își poate salva partidul pentru 2019. Pentru că 2018, toată lumea râde, știi? Să uite la mine, râde când mă aude că vorbesc. 2018, Dorel, dacă nu dăm drumul la fonduri europene începând exact din secunda a doua după ce a fost investit guvernul, dar nu la modul ăsta, la modul în care uneți ghidurile, nu-ți gata, așa, ne gata, bine, eu vorbesc în termenii metaforici, da? Dă-i drumul. Pentru că sunt niște proceduri care trebuie urmate. Bă, dar știți, lasă-vă, gata, nu că șeful că trebuie să, bă, nu mai trebuie să facem. Dați drumul la ghiduri, dați drumul la proiecte, analizați-le, să le văd pe masă, hai, o să mai trebuie să aducă două acte. Le aduce. 2018 compromis. Dacă nu facem chestia asta repejor, 2018 o să fie anul centenarului tristeții. Anul centenarului tristeții și sărăciei, Dorel. Și nu glumesc. Da, e adevărat. Deci, eu văd oameni în piață. Sunt de acord cu tine. Uite că-s pline ziarele de anunțuri. Cu ce anunțuri? Cu nimic. Nu-i nimic. Îți goale ziarele. Uite ce vând ziarele. Uite ce vinde lumea în piață. Am ajuns la un moment în care nu se mai face absolut nimic. Absolut nimic, corect. Corect. Absolut nimic. Tu înțelegi că nicio zonă nu mai merge, nicio zonă. Mergem la domnul primar Ion Lungu și ne uităm dimineața marțea la comandament și ne uităm ce mai e pe tătăraș. El săracul să chinui să dea o gură de aer, ce... Da, se lucrează, e bine. Băi, lasă-mi durerea mea, nu e bine. Nu-i, dar încearcă, pentru că văd se merge ca Melcu.
se merge ca melcul, pe bune. Deci toată lumea e așa, hai, na, hai să luăm bani. Primăria se duce pe la 11, trebuie să-mi dai bani pe amenzi. Eu ți-aș da, mă, prietene, dar nu mi se dau bani pe amenzi. Da, da. Corect. Dar nu vrei să te angajezi la noi, la stat, că uite, că s-o mări salariile. Băi, oameni buni, treziți-vă la realitate. Treziți-vă la realitate. Nu poate lucra toată România la stat. La stat. Corect? Asta a făcut Grecia. Mai ales că... într-o criză și într-un scandal și într-un haos de săraci, nu mai știu ce cu dânși. Putem rostogoli datoriile, uite așa. Cât am împrumutat luna asta? 2 milioane. Luna viitoare luăm 3 milioane ca să plătim astea 2, să mai rămână 1 milion, după care mai rămân că 4 ca să plătim pe astea 3, să mai rămân încă 1 milion. Știrul Suveica. O ducem la într-o rulajă. Până când se rupe. Unul zice, bă, cât au băieții ăștia? Până 10 milioane de miliarde de euro. Bă, hai să punem stop pe jucărică. De ce? Vedem noi că poate că nu... Da. Noi astăzi funcționăm ceea ce ar trebui să înțeleagă oamenii, că funcționăm așa într-un stil caritas, știi? Da. Ceva exact. De genul ăsta. Exact aceeași poveste, știi? Povestea banului pe care îl iei, te îmbogățești, faci așa mai departe și cineva crede că Suveica asta va funcționa la nesfârșit. Grecia, de exemplu, e și un exemplu foarte bun, Grecia, sub dinastia Papa Andreu, au ajuns atât de în față cu zona publică, cu angajările din zona publică și cu oamenii care lucrau la stat și care... Mi-am aduc aminte atunci, erau materiale care spuneau ceva de genul... Deci veneai la muncă și n-aveai un loc al tău. Adică, nu numai că nici nu știai pentru ce ai venit acolo. Știai că vii într-o clădire. Unde lucrezi? Lucrez la primărie. Ok. Și ce ești la primărie? Bă, pe cartea de muncă scrie referent. Deci o chestie. La ce? La, nu știu, impozite și taxe. Și ce faci acolo? Bă, dacă prind un loc... Stau jos. Și aștept să-mi spună cineva ceva. Bă, dacă nu, nu. Bă, și ești și bani pe chestia asta? Da. Mi-au cu aminte exemplu unui tip care lucra în zona privată, care era foarte bine plătit, era în zona, nu știu, în zona de retail, cred că. Foarte, foarte bine plătit. Și a zis, băi, m-am săturat, e balamuc, e multă muncă, e multă... E adevărat că sunt și vreo doi bănuți. Ce responsabilitate. La valoarea mea, zice, că sunt pregătit și așa mai departe, dacă mă duc în zona publică, câștig aproape la fel, zice, și cu liniște maximă, n-ai treabă. Am și eu timp de o plajă, de oare, ce să lucrez în zona privată? Da, toată, foarte multă lume se duce în zona asta de confort. Și dinastia Papandreou a adus Grecia unde e acum și se chinuie. Noi nu suntem departe. Nu. Noi nu suntem departe, noi suntem aproape, așa, stăm pe margine, știi, și ne așa, un pic de curent, ceva, o chestie, ai scăpat piciorul și te-ai dus. Mireasma asta îmbogățirii, fără să faci nimic, fără să-ți dublezi capacitatea de muncă, fără să-ți dublezi profitabilitatea, fără să-ți dublezi performanțele, este extraordinară și extrem de îmbietoare. Închipuiți, da, un exemplu, da, Neaghiță, începând să mă viitoare, ai salariul dublu. Și spui, Neaghiță, la mine, bun, ok, de ce? Hai că l-ai dublu, ce să mai e? Oricum, l-ai dublu. După care... Nu, uite, Neaghiță mi-a promite că nu o să mă întrebi chestia asta. După care întreb eu, băi, da, totuși, de ce îi dăm omul ăsta, de ce îi dublăm salariul? Până acum a fost mic. Bun, bravo. Atunci pui mâna pe un manual de sociologie, de economie, care îți spune în felul următor. Nu poate un om să facă decât un număr de lucruri bune, da? Oricât ei mări salariul, numărul ăla de lucruri bune nu se va mări proporțional cu modul în care mărești tu salariul. Clar. Și atunci, de ce facem asta? De ce gândim asta? Pentru că acum aparatul de stat e puternic, e mult. Ce-o zis? Bă, dacă ăștia nici așa că le dăm degeaba, noi să râzi. Să știi că PSD-ul greșește grav la capitolul ăsta pentru că nu a sesizat o chestiune. Nu are românul memorie extraordinară de a treia lună după ce are salariul mare. Știi de ce? E o chestiune fantastică. Pentru că îi se cuvine, în opinia lui. De viitoare va avea trebuit să avem celebrele salarii, nu de la 1 iulie. Da. L-am mânat sau nu mai e? Nu mai este valabil. Domnule, vreau să zic o chestiune. Deci oamenii, la a treia lună după ce au luat salariu, vorba ta, nu mai consideră că li s-a făcut o dreptate și bă, uite ce... Păi da, ăsta-i salariul, mă. Ăsta-i salariul meu. Pentru ăsta muncesc. Pentru ăsta muncesc. Corect. Ce faci, dumneata? Băi, lasă-mă îndurere. Băi, adică începem o discuție de aia, știi, de genul, băi, poate scot toporul și eu, băi, poate scot drujba și cam așa închidem discuția. Da. După care să vezi că salariul ăsta, așa, după care să uite băieții, o să aibă... Bun, într-o formulă e interesant că, na, ai avut 2000 de lei, de luna viitoare ai 3000 de lei net. Dau un exemplu, da? Ce faci tu? Îi cheltuiești, prietene. Hai că prima lună nu-i cheltuiești, că ți-e frică, că Doamne ferește, a doua lună, de-aia îți spun, de la a treia lună, ai deja 3000 de lei, poți deoparte, Dorel. Da, tu ți-ai făcut bugetul tău lunar pe 2000 de lei. Crede-mă pe cuvânt. Și n-are rost. Ia-o și calculează. Clar, din momentul ăla, tu la a treia lună, ai un salariu. Te uiți și tu la nevastă și întrebi, bă, da, mică, da,
Eu cred că-s bun, mamă. Uite-te la mine ce... În sfârșit. Bă, și dacă nu mă crezi, uite la fluturașul meu. Da. Uite aici. Vine, următorul care va veni, ce va putea să dea următorul partid? Să spună, bă, știți ceva? Ca să ajungem la guvernare, trebuie să le oferim ceva oamenilor. Ce să le oferim? Locuri de muncă? Hai, Dorel, că mă iai cu Caterin, că așa. Cine vrea să muncească? Lumea vrea să câștige. Ți-am mai spus-o la emisiune, că stăteam pe fotoliul albastru. Lumea vrea să muncească. Nu? Lumea vrea să câștige. E cu diferență. Totul diferență de la cel la pământ. Haideți să nu ne amăgim. Chestia asta, că vedeam și eu, 5.000 de locuri de muncă. Da, Ioane, cum să spun. Lasă-ne, poți să fie milionul de locuri de muncă. Dăm bani. Ai atins bine, pentru că era la un moment dat o coaliție care oferea 1.000.000 de locuri de muncă și țin minte că un cineva în Suceava care deschidea, dădea drumul la căldură, am mai pomenit aici, un bloc la care nici măcar nu era racordat, știi? Era cu cheia în mână, cu dădea drumul la căldură, ăla promitea 100.000 de locuri de muncă în Suceava, adică am zis, băi, frate... Bă, o să muncească, ce să mai, toată lumea, adică nu mai vezi niciunul, știi? Mi s-a întâmplat o poveste, țin minte, eram în Paris, că tot îmi place mie acolo, știi? De dimineacioară, am mai povestit-o. De dimineacioară eram pe la 9 și ceva, 9 jumate, 10, deci încerc, mergeam, plecase, eram cu business, să spun, știi? Plecase să-mi iau o mașină și am profitat un picuț. Mai plec în Paris, lejer, frumos, mergi, trafic. Întreb. Băi, dar s-a întâmplat ceva? Suntem pe interzis? Am intrat într-o... Băi, ce s-a întâmplat? Răspunsul. Simplu. Ăștia sunt la muncă. La ora asta. Mă înțelegi? Ai înțeleg. Am zis, bă, da, bun, adică... Știi? Cum? Să muncești la ora asta? Da, știi? Da, să muncești. Să muncești, știi? Muncă. Domnule, nu o să ajungem niciodată Germania din urmă, nu o să ajungem nicio țară din urmă dacă mergem în sistemul ăsta. Noi nu suntem învățați, nu avem în sânge povestea asta, hai să facem un business. La noi e așa. Lumea. Da, exact. Știi, ne dați ori, nu ne dați. Știi cine a introdus venitul ăsta minim garantat? Ai tu idee așa de la... De la ce? Ai tu idee cine a introdus venitul ăsta minim garantat? Nu știu. Guvern format din 3 litri. Da, bun. Păi nu, că nu e așa bun, știi, când o dai așa... Deci, odată deschisă cutia Pandorii, știi ce se întâmplă? Sănătate! Unde te poți duci? Trebuie să te duci în cap undeva ca să spui, bă, stop, joc. Acum, dacă se sesizezi, până și parlamentarii coaliției au început să prindă, pentru că nu-i prea bine cu actualele astea sociale. 10 miliarde de euro pe an se duc pe ajutoare sociale. Da. 10 miliarde de euro? Și tu spui, bă, cum adică? Adică noi, din impozitele noastre tale, din salariile noastre alea mici care se adună, niște băieți, uite așa. Ah, cât e azi? 28. Uite să trec pe la primărie. Am de luat niște bănuți. Uite așa sunt. E cald afară. Femeii pune două ochiuri acolo. N-am. Două de la magazin și apicaiet când mă duc la să-mi iau aia așa. Vin acum și dau bani. Vin cu 700 de lei. Se duce la magazin, își ia. Și ce se întâmplă? Ce înseamnă de fapt ajutoarele astea sociale? Ca să pricepem. Înseamnă o amăgire constantă pe orizontală a unui și o înmormântare a unui business sănătos. De ce? Încurajarea nemuncii, Mihai. De asta înseamnă, de fapt. Bun, odată când încurajezi nemunca, doi, omul ăla, ca să, indiferent dacă muncește sau nu, el trebuie să mănânce. Ce va mânca? Va mânca cele mai proaste produse, pentru că el nu muncește ca să aibă 2000 de lei, așa, el stă pentru ăla 900, da? E, și atunci ce va face? Nu-și va lua un ou produs de mine, care îl dau cu 50 de bani sau 60 de bani, el va lua un nou adus din Polonia, care are ce puțin 3 luni de zile de când e produs pe nu știu ce ferme pe acolo, niște găini cățărate și sărate, violate ca să ouă, și îl ia cu 30 de bani sau 35 de bani. Că stai și te gândești, oameni buni, cum ați adus voi ouăle astea cu 30 de bani? Că nu iese, nu iese scriptic, n-ai cum. E bine, spune-o că iese, dacă le pui așa pe baterii, câte 500 de mii, pe metru pătrat, pe 50 de găini pe metru pătrat, da, le faci, le zăpăcești. Îți ies ouă de nu se poate. După care, dacă îl dai numai furaj din ăla ciudat, care n-are nicio... mănâncă numai... te și sperii ce mănânc găina, o luăm în bandă, da? Tu te duci și cumperi ouă la 40 de bani, că n-ai de unde, că tu stai cu mâna în grindă, te doare. Vodka o să obiei cea mai ieftină, cea mai proastă. Ce înseamnă asta? De suma. Traficul de alcool, fără accize, că... Dacă e acciză, e scump alcoolul. Nu îți permiți să dai 2,50 lei prin 50 de vodcă. Dai un leu, că lasă-o așa, că e bine așa. Ăla bidonul, lasă, că păi ce să fac? Omul trebuie să trăiască, da? Un leu ăla care ți-l dă la crâșmă, să știi că are și 10 bani profit pentru patron, și ca să acopere, da, e profitul, da? Închipuiți unde mergem și în ce zonă ne îndreptăm, absolut ne ducem în cap. Mă, da. Și nu vrea nimeni să se sesizeze. Ei, acum s-au sesizat cei de la guvernare, cred că acum o lună de zile, dar știi, cu timiditate așa puțin, știi, băi, cam mult. Da,
lui Tăriceanu, care la un moment dat s-a pus cum o fac? Ai văzut cum o fac? O fac la modul ăsta. Băi, hai să zădărâm puțin băieții. Bă, uite ce mulți bani se dau aiurea, da? Aha. Ca să generăm o emulație. Dom'le, nu se poate chiar așa. Când, de fapt, la foarte mulți din aparatul de bugetari, să mă ierte bugetari, foarte mulți dintre ei, da, sunt tot un fel de asistat social, numai cu acte regulă de salariați. Într-o oricare măsură, de acord. Într-o oricare măsură, de acord. Dar știi, povestea asta cu asistații sociale, ăia care spui tu, ăia sunt fără foarte, foarte sociale, mulți. Fără anchete sociale, fără nimic. Și chiar cu anchete, care e problema? Există cineva care, există cineva care supervizează anchete? Primarul. Zici? Voilà. Primarul care zice ceva. Ce pățește primarul la fiecare 4 ani? Este vine vacanta, în fața cetățeanului, da? Postul păi, și vine în fața... Voilà. Bună cum ziua! Să zică, am venit, alo, poate ai treabă știreție, domn primar, e tăiat, sau e tăiat băiatului, sau e tăiat la fată, sau la nepot, sau la socialul. Du-te nu vezi. Mai grăim. Și vine următorul și ca ce face? Eu vă dau dinapoi. Eu îți dau socialul. Ah, păi Doamne ajută. Vine aici, mă. Dă un vot. Ăștia sunt, în drăl. Ăștia sunt. Necivilizați. Ăștia suntem. Asta spuneam de mult. Greșeala României este că e populată și suntem noi aici. Și nu realizăm că lucrurile nu pot să meargă așa la infinit, știi? Nu pot să meargă. Punem botul de 28 de ani, punem botul la promisiuni. Vă fac drumuri, punem botul. Vă dau salarii. Toată lumea a dat salarii de 20 ceva de ani. Salarii, pensii, toată lumea. Spuneai că te întrebai când se va opri povestea cu pensiile și salariile, ce va promite viitorul guvern sau viitorii în viitorul în anul 2020 la viitoarele alegeri astea parlamentare. Păi eu sunt aproape, îți dau scris astăzi că una dintre promisiuni va fi pensii și salarii. Chiar dacă le dublăm acum, una dintre promisiuni să fie pensii și salarii. Le mărim, le facem, le indexăm, le facem nu știu ce cu euro, le trecem la euro în 2019, sau când am propus noi să trecem, cum dracu trecem, habar n-am, dar probabil că în 2119 trecem. Îți citesc cabinetul în 2012. Sevil Șaideg, viceprim-ministru. Da. Gavriela Grațiela, Grațiela Gavrilescu, viceprim-ministru. Carmen Dal, Carmen Dal la MIAI. Nimic schimba până aici. Calul la Ministerul Afacerilor Externe. Mircea Dușa la Ministerul Apărării Naționale. Aici poate. La fonduri europene, doamna Răvana Plumb, înțelegi, da? A mai fost, nu? Da, cum să nu? D'acum. Ministerul Finanțelor Publice, Viorel Arcaș. La Ministerul Justiției rămâne domnul Tudorel Toader. Da. Petre da, Daea. Daea la Ministerul Agricultură. A confirmat agricultură. La Educație revine Abraham Burica. Treaba e bună. Sau dacă nu, Mihnea Cristoiu, Abraham Burelu. Cristoiu, Abraham Burelu și Nicolae Istodor. Bă, e mișto. Uite, Orguța. La muncă Orguța Vasilescu, deci nu se schimbă absolut nimic. Transportul rămânem cu Cuc, adică Cucu, vai de capul nostru, de la Bodog la sănătate. La Bodog și Apic Doina Pană a mai fost. Fă Doină. Da. Fă Doină, e celebra Fă Doină, nu? Celebra Fă Doină. Ministerul Culturii Ionuț Vulpescu cu semnul întrebării. La tinere nu mai contează. Mai avem și la turism Mircea Dobre, bun, perfect. Ministerul Românilor de pentru tineri. Uite, avem un Pastrnac. Da. Și pe orele lui la relația cu Parlamentul. Deci avem bine. Avem, aici avem regulă. Un minister pentru afaceri europene. Ah, doamna Bircea, da, ea e cât trebuia să fie. Da. Nu da ce că s-au mai înființat câteva ministere, pentru că și așa erau puține și s-au mai înființat câteva ministere să fie și acolo să mai mulțumească din băieți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de ministere. Da. Wow. Tu îți dai seama că fiecare de 20 de ministere, fiecare are secretar, subsecretar de stat, director. Subsecretarii. Secretari de stat. De stat 2, 3, 4, subsecretar de stat. Așa. Director. Fiecare la rândul lui are. Director cabinet, adjunct. Cabinetul lui. Secretar. Alea. Băi, viața. Mașină. Toate alea. Sigur că da. Sigur că da. Am vorbit demnitățile, până înseamnă subsecretar inclusiv, da? Subsecretar de stat. Da. Vorbim. Da, pleacă și în jos. Că acolo este decizia. De la directorii în jos. Ăia face cărțile. Nu face... Când vine subsecretarul de stat, vine Guliciuc. Intră frumos el acolo și aia se uite și face... A venit Gâsca. De unde este, mă? De unde, mă, fraierul ăsta? Din Suceava. Hai, mă, că-l facem. Și-l face. Și te face. Și-l face, pentru că el se uită unul la tine. Și te face. Ți-i trebuie 2 ani. Sistemul deja închis, e așa. Ei sunt toți acolo, ei se cunosc toți, știu toți, așa mai departe. Ei și-o cu nunașul botezată, folosit. Și pur hârtiuța, fraierului ți-o pune frumușel sub nas și după aia când încerci tu să te zborsești un picuț, scoate hârtie și spune, băi, tată, da... Ai semnat. Continuăm? Să trăiți, numai, să trăiți, tu secretarul de stat, să trăiți, doamna secretară, româna, ce faceți, ce, că dacă nu ai o problemă, știi? Cam ăștia suntem. La publicitate mea și ne întoarce. Publicitate, dragii mei, revenim.